Salutare prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Sunt aici cu colegul meu Sergiu. Salutare băieți. V-am pregătit un nou proiect. Este vorba despre un curs de perfecționare pentru frizerii care deja tund și vor să se perfecționeze pe partea de top. Vor învăța la acest curs tunsul tehnic, tunsul pe secțiuni și mult mai multe detalii legate de partea de top. Astăzi Sergiu vă va prezenta un tuns exact cum o să vă învețe la curs, pe tunsul tehnic, pe secțiuni și sper să vă fie de folos acest tutorial. Salutare băieți, este modelul meu Emi. Astăzi vom realiza un slick back în parte de top cu un taper în lateral. Mai multe o să vedeți parcurs. Voi începe prin a secționa partea de top într-un triunghi. Voi secționa mai întâi un pătrat pe care îl voi prinde în clipsuri. După care, la spate voi secționa un triunghi, deoarece acolo voi dori să păstrez mai multă lungime. În partea de lateral și spate voi folosi o graduare rotundă, începând din fața urechii, folosind cărări diagonale. Am ales să folosesc o graduare rotundă, deoarece la sfârșit voi aranja părul pe spate. În timp ce graduez, corpul meu se mișcă în jurul clientului pentru a obține o formă rotundă mai ușor, iar atunci când tai, tăietura mea nu depășește al doilea falange de la degete. După ce am terminat de graduat prima jumătate, voi face o verificare în plan orizontal și îmi voi verifica forma și îmi voi corecta forma acolo unde este cazul. După cum puteți vedea, am obținut ce mi-am dorit, o formă rotundă. Acum voi trece în partea stângă și voi face exact aceiași pași ca și în partea dreaptă, doar că de data aceasta, în timp ce graduez, degetele mele vor fi îndreptate în jos, nu vor mai fi îndreptate în sus ca și în partea dreaptă, oferindu-mi astfel o poziție mai comodă la tuns.
ca și în partea dreaptă, corpul meu se mișcă în jurul capului clientului. După ce am terminat de graduat și partea stângă, voi face o scurtă verificare în plan orizontal și după cum putem vedea, am obținut o formă rotundă. Acum voi conecta triunghiul folosind cărări diagonale, redirecționând toate meșele la prima. Voi face la fel și în partea stângă, voi folosi cărări diagonale și voi redirecționa toate meșele la prima. Acum voi face o scurtă verificare pentru a mă asigura că nu rămâne nimic deconectat. Acum voi uda bine părul și îl voi pieptăna spre spate. După care voi forma prima meșă ghid, folosind cărări verticale din față spre spate. În partea de top, în plan vertical, voi pune o formă pătrată, ușor spre triunghiulară. Voi lua jumătate din meșa ghid, după care voi forma a doua meșă și voi redirecționa a doua meșă la prima. Deoarece în plan orizontal voi pune o formă pătrată.
voi forma a treia meșă și o voi redirecționa la a doua. Voi forma a patra meșă pe care o voi redirecționa la a treia. Voi forma a cincea meșă pe care o voi redirecționa la a patra. După ce am terminat de tuns partea stângă, voi trece în partea dreaptă și voi face exact aceiași pași. Și anume, voi redirecționa toate meșele la anterioara, respectiv meșa a doua la una, meșa a treia la doi, meșa a patra la trei, până când voi termina de tuns. După ce am terminat de tuns partea de top, despar părul în două de la jumătate și voi face o verificare. Pentru că am tuns folosind cărări verticale, verificarea o voi face folosind cărări orizontale. Și după cum puteți vedea, am obținut o formă pătrată. După ce am terminat de tuns vom face la fel și în partea dreaptă. După ce am terminat de tuns partea de top, voi delimita bretonul de restul părului folosind o cărare diagonală și voi conecta partea de top cu laterale folosind cărări diagonale din față spre spate, redirecționând toate meșele la prima. Voi face la fel și în partea dreaptă, după care voi usca părul și voi face un taper în lateral și la spate.
După cum puteți vedea, chiar dacă acesta nu este stylingul final, deja se vede forma pusă. Voi face prima linie de ghidaj cu 0, după care voi pierde zona de tranziție cu grătarul de 0,5 deschis, apoi 0,75 și 0,5. După care voi da grătarul jos și voi pierde direct cu lama deschisă, 0,5, apoi 0,3, 0,2 și 0 pe linie. Acum voi face conturul pentru a putea vedea mai bine ce mai am de lucrat la taper, după care voi veni cu farfica de filat și voi pierde pe loc. Acum trec în partea din spate, formând prima linie de ghidaj cu 0, după care cu grătarul de 1,5 deschis formez zona de tranziție, urmând să fac aceiași pași ca și în lateral. Acum fac ultimele finisaje la styling. Acesta este rezultatul final, un slick back în parte de top cu un taper în lateral și la spate.